Ce arsă acolo? Vegetația? Unde sunteți? În sat, în Burlac. Cahul. În Cahul, da. Dar am fost uimită de faptul dat. Nu știu, domn primar, cred că ori ești stopat sau... Nu știu, nu vreau să vorbesc de rău. Dar aici au lucrat trei persoane care, ca și spășesc pedeapse, ori pentru munca, adică ori în folosul primăriei. Și am trecut la vale, o pisică pe aici, mai trec înapoi, tot așa, posibil că știți pe aici, să mai răspundeau șoricei, dar dați-vă că să trec mai aproape, chiar, eu nu știu, poate și eu mai greșit, am mai dat și eu foc la niște frunzișuri sau... Dar așa de grav să fie ars pentru mine e dureros, așa de idee. Cum așa e și-o permis? Încă ei fac curățenie în folosul Pe lângă faptul că e ilegal și toxic fumul ăsta se duce în sat și o trăvește plămânii tuturor, e și periculos că putea să dea foc satului. Unde e Maidanul ăsta? Putea să ia foc... În centru sau? Nu, în centru putea să ia satului. Foc primărie, ce aveți acolo? Școala, casele de locuit din prejur. Acolo, da, chiar nu departe, aici sunt, este monumentul, vă zic, și mai departe sunt case de locuit, care bănuiesc eu și ei au fost indignați de fumul care... De ce? Nu știu, cum ei și-au permis așa ceva să fac chiar? Trebuie sesizat polițistul, sectoristul, să identifice făptașii, să-i amendeze pentru așa faptă și altă dată o să știe și ei și oamenii din sat că nu se permite să arzi vegetația și gunoiul. E ilegal și periculos și nesănătos, toxic. Nu e destul afectat plămânul nostru de praf și de altă murdărie. Încă mai băgăm și fum. Eu vă zic că aici ea e... Uitați-vă cât ce porțiuni e și uitați-vă cât de tare e. Numai sticla, iată, au rămas o sticlă. Asta de cred plastic. Că de cineva rog. A, sau de sticlă. Nu, sticlă de la rachiu ceva, că numai ea nu ars, dar rest... Și-o distrus tot fauna din iarba aceea, nu doar șoricei, dar și gâzele. Mi-a tras atenția o psică care pe aici, pe lângă, știi, uitați aia, că aici erau tufari. Și zic, ce psică asta? Mă întorc înapoi iarăși psica pe aici să... Dar știți cum, adică șoricei poate pe aici, e o prietate care... A, și de tare iarăși aici. Iată, uitați-vă. Asta a fost un fost magazin vechi și mai la deal e casa de cultură, care s-o parte o aripă, se ruinează. Da, mi-amintesc, parcă ați mai filmat în zona asta. Mm-hmm. Dar în centru satului, zic, eu nu când o... E periculos și mă bucur că ați sesizat. Sper să vadă polițistul să autosesizeze sau poate îl sesizați noastră în orice calitate și de consilieră locală și de cetățeană. Și să încerce să identifice dacă îi află pe cine a dat foc aici, să-i amendeze și să le fie de învățătură și lor și celor din sat. Sper să vadă și să fie atenți și să oprim așa acțiuni legale. Și nesănătoase. Probabil au scos o grămadă de fum. Da, vă zic, cred că, da, într-adevăr, fumul și-o zilele este tam am bătea și-o în vânt. Și putea să facă și victime, să dea foc satul, da, case, animale, și nu să arde, tot așa. Nu departe sunt aici niște pini, niște... Da, care ele fie foarte repede. Un dezastru și așa e mare paguba, dar riscul a fost și mai mare. Și ce opțiune? Da. Că nu e nimic mai frumos, mai curat, mai sănătos aici. Cenușa asta acum tot în bătaia vântului se duce și tot continuă să polueze aerul în sat. Mediul și mediul. Da. Bun, mulțumesc pentru relatare bine de la Burlac. Bine că v-am găsit. Sănătate, la revedere, cele bune. La revedere. Bune.